Din 2014 nu am mai fost în sânul comunității Philadelphia. De atunci am umblat pe pământul ăsta, prin biserici. Toți mi-au dat salutări la, biserica, la bisericile la care -am, am, voi mai ajunge. De 10 ani am tot salutări pentru voi. Le descarc în seara aceasta. Harul, pacea și îndurarea să vă fie înmulțite. Apoi fratele Mihai povestea aici de o predică de acum 10 ani din biserica din Moșnița, când Dumnezeu l-a cercetat în mod special, recunosc că n-am nicio vină. Deci, efectiv, n-am avut treabă cu el. Ba chiar mă mustră cu că am chinuit o întreagă biserică din cauza lui. <laughs> Probabil oamenii ăia se întrebau, măi, dar noi nu ne lăsăm de slujire, ce are omul ăsta cu noi? Dar el spune că e pentru el și dacă el nu s-a lăsat, slăvit să fie Domnul. Uite că acum e păstor la Filadelfia. Domnul să-l binecuvinteze. Frații mei, când ne adunăm împreună, în locul ăsta se adună copii spiritual, tineri spirituali și părinți spirituali. Când Dumnezeu dă hrană, dă hrană pentru copii, lapte cu griș. Dă hrană pentru tineri care muncesc. Dă hrană pentru oameni care câteodată nu suportă din cauza vârstei tot felul de picanterii, tot felul de piparate, de cutare. Dă hrană pentru tot. Asta nu înseamnă că copilul trebuie să se repadă la hrana tinerilor să înceapă a mânca cărniță. Că e problemă. Multe discuții care au loc. Băi, dar ce-o predicat asta? De ce o predicat așa? Păi te-ai apucat și ai mâncat mâncarea altuia. Tu ești mâncarea ta. Ești și mănâncă lapte cu grijă, că-ți fie bine. Doamne ajută! Dacă ești tânăr și ai de muncit, ai de tras la coasă sau de lucrat pe șantier, nu mânca lapte cu griș, că ți termină bateria, urgent. Trebuie să mănânci ceea ce trebuiește. Ori când Dumnezeu adună poporul său, are toate vârstele astea spirituale. Eu știu că la momentul actual vrem să avem biserici numai de copilaj, să dăm lapte non-stop. Nu, biserica normală are oițe, oi și mielușei. Toată biserica normală. Ca atare trebuie să dea trei categorii de hrană pe care Dumnezeu instant o pune în fața noastră. Noi trebuie să luăm mâncarea care ne se potrivește și să nu comentăm de ce cineva mănâncă carne. Și de ce cineva nu mănâncă așa piparat? E mofturos. Nu, fiecare și a partea lui. Seara asta nu face excepție. Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului, să deschidem Sfânta Scriptură în Evanghelia după Matei, capitolul 25, și vom citi primele 13 versete, pasaj biblic la care am fost mânat de Duhul Sfânt pentru comunitatea dumneavoastră, pagina Scripturii, ediția Colnelescu, 954. Cuvânt al Domnului care spune astfel. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu zece fecioare care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui. Cinci din ele erau nechipzuite și cinci înțelepte. Cele nechipzuite, când și-au luat candelele, n-au luat cu ele un de lemn, dar cele înțelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele și un de lemn în vase. Fiindcă mirele zăbovea, au ațepit toate și au adormit. La mezul nopții s-a auzit o strigare, iată mirele, ieșiți în întâmpinare. Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit candelele. Cele nechipzite au zis celor înțelepte, dați-ne din unde lemnul vostru căci ni se sting candelele. Cele înțelepte le-au răspuns, nu. Ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, ci mai bine duceți-vă la cei ce vând unde lemn și cumpărați-vă. Pe când se duceau ele să cumpere un de lemn, a venit mirele. Cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Mai pe urmă au venit și celelalte fecioare și au zis, Doamne, Doamne, deschide Dar el drept răspuns le-a zis, adevărat vă spun că nu vă cunosc. Vegheați dar, căci nu știți ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Domnul Iisus Hristos folosește în pasajul acesta biblic un obicei al timpurilor de atunci. Atunci când mirele se ducea să-și ia mireasa împreună cu părinții și cortegii nupțian se drepțea pe sala ospățului de nuntă, pe drum se obișnuia ca prietenile miresei, toate fecioare, toate îmbrăcate, să aștepte cu candela aprinsă, indiferent cât de mult întârzie mirele și mireasa. De obicei, pe după masă, mirele și mireasa, împreună cu alaiul, venea spre o dai o sfățului de nuntă. Dar existau cazuri când mirele întârzia, din diverse motive. Nu e important de ce întârzia. Întârzia. Și era important ca tu să ai lumină. Pentru că candela asta producea cu uleiul dinăuntru, lumină. Ele trebuiau să aibă lumină. Iată aici 10 fecioare, toate fecioare, toate îmbrăcate, toate cu candelă, unii dintre ele și-au luat și un de lemn în vase, dar toate aveau candelă și un de lemn în candelă. Au început să aștepte pe mirile toate. Mirile a întârziat, toate au adormit. La mezul nopții s-a auzit o strigare. Iată mirile ieșiții în întâmpinare, ceea ce erau datoare să facă. Atunci și-au verificat candele și-au constatat că la cinci dintre ele pâlpâie, adică se termină unde lemnul, sursa de lumină. Și atunci au spus celorlalte care aveau unde lemn în vase, dați-ne din vasele voastre, că nu ne ca, ca să ne lumineze. Și celelalte au spus nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, cu alte cuvinte, câte intrăm. Nimeni. Noi așteptăm un mire tare milos. Uite că asta știau pe cine așteaptă. Nu intră nimeni dacă nu avem lumină. Ci mai degrabă, duceți-vă la cei ce, cu un lemn, nu se dă așa, curgi printr-o conductă, ei cât vrei și mai curgi și pe lângă. Nu, nu, se cumpără, se investește în el. Duceți-vă și cumpărați-vă. Atât era de serioasă situația, încât cele cinci nechipzuite n-au spus, mă, depuneți mărturie că am avut lumină până mai înainte, și n-are decât mirele să știe că am avut lumină. Care-i situația? Au plecat rapid să cumpere un de lemn. A venit mirele și îmi place sintagma asta din Biblie, cele ce erau gata. Pentru că a fi gata înseamnă ceva. Cele ce erau gata au intrat cu el în odaie de nuntă și s-a încuiat ușa. Mai pe urmă au venit și celelalte. Suntem noi curioși, așa, aveau sau nu un le n-au mai găsit sau nu. Nici nu mai conta. Deci nu mai conta. Și au strigat Doamne, Doamne, deschidene. În timp ce restul lumii putea să continue, s-au culcat la ora 9 seara, în timp ce restul lumii au stat pe la filme, în restul, restul băieților s-au uitat la meciuri, în timp ce toți ceilalți, noi am stat în drum și te-am așteptat. Chiar dacă am adormit, dar am adormit așteptându-te pe tine. Acum mi se termina lumina și am fugit, trebuie de să cumpărăm un de lemn. Am venit. De dincolo de ușă nu se deschide ușa 5 cm să spună vă apreciez că sunteți fecioare, vă apreciez că sunteți îmbrăcate, vă apreciez că aveți candelă, vă apreciez că m-ați așteptat pe mine. Nu, de dincolo se aude un sec. Niciodată nu v-am cunoscut. Istoria creștinismului, că Domnul Iisus Hristos nu vorbește aici de păgâni. Istoria creștinismului se va învârti în jurul unei uși închise. Unii dintre ei înăuntru, în sala ospățului de nuntă, în muzica cerească pentru veci de veci, și unii dintre ei nu tare de departe, în fața unei uși închise. Asta e istoria creștinismului. Pentru că textul acesta biblic, Domnul Iisus, îi spune, parcă ne spune să ne sperie. Păi de asta e ideea. Să nu ne trezim în fața unei uși închise, să facem tot posibilul să fim dincolo de ușă. În seara asta o să vă vorbesc despre lucrurile care au făcut atunci diferența între fecioare și care face și acum. Sunt atitudini pe care le dezvoltăm fără să ne dăm seama, dar lucrurile astea fac diferența. Prima atitudine a fecioarelor înțelepte, care le-a deosebit de cele neînțelepte, a fost atitudinea fecioarelor înțelepte, a spus, noi nu avem destul. Nu avem destul un de lemn. Noi trebuie să investim în un de lemn. Să nu uităm că un delemnul, unul dintre simbolurile Duhului Sfânt în Biblie este un lemnul. Vorbește despre Domnul Isus că a fost uns de puterea Domnului. Și ele au spus, nu avem destul. De fapt, cel ce produce lumină în noi, adică mărturie în noi, este Duhul Sfânt care trebuie să locuiască în noi. Doamne ajută! Ori cinci dintre ele au spus, noi avem destul. Dacă mirile vine când vine, cum am calculat, noi avem destul. Ca tare avem bani de schimbat mașina, ceea ce nu e un lucru rău. Avem bani de schimbat mobila din bucătărie, ceea ce nu e un lucru rău. Avem de bani de mers în concediu, ceea ce nu e un lucru rău. Celelalte au spus, totuși, prioritar nu-i mașina, prioritar nu-i mobila, prioritar nu-i vacanța, prioritar este să avem un de lemn, nu numai în candelă, ci și în vase. Și pentru asta trebuie să cumpărăm, trebuie să investim. În timp ce o serie, de credincioși spun iar rugăciune? iar adunare? iar studiu biblic? iar zi de post? Dar ne-am săturat. Avem destul, de aia nici nu mai vin. Alții vin și spun, nu-i destul, nouă ne mai trebuie. Și la nivel global sunt treziri spirituale care au loc. Câteodată ne mână Dumnezeu spre acele treziri spirituale. E foarte interesant că nu ți destule filme. E foarte interesant că nu-i destule distracție. E foarte destul că nu-i nu destui bani. Și duminica lucrăm pentru ei. Dar nu spunem niciodată, e destul, băi, ajunge. Nu-i destul moșteniri care le avem, pământuri care le avem, case care le avem. Nu-i destul. Cifră de afaceri, cât mai mult, nu-i destul. Îi destulă pocăință, îi destulă rugăciune, îi destulă cântare, E destul de stat la casa Domnului, dar cât să stăm? Nu cumva talerele astea nu sunt în echilibru? Nu cumva vom fi judecați de, de echilibrul acesta pe care îl avem? Pentru că după unii teologi, cele șapte scrisori scrise, sau cele șapte mesaje scrise către bisericile din Apocalipsa, se potrivesc vremurilor pe care le trăim noi, Știți că ultimei biserici care reprezintă vremea noastră este o biserică autosuficienței, care are tot ce îi trebuiește, care suntem bine. E ok așa cum, e. oricum Dumnezeu mai bun ca noi n-are. Atenție ce spune Biblia către biserica din Laodiceea. Laud spune în felul următor, versetul 15, Apocalipsa, capitolul 3. Știu faptele tale, că nu ești nici rece nici în clocot. O, oh, dacă ai fi rece sau în clocot. Dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura mea. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de... Cu alte cuvinte, să vină Domnul acum. Impresia lor era că dacă vine oricum, ei sunt prioritari. Pentru că au tot ce trebuie. Când am avut noi amplificare ca acum? Când am avut noi literatură ca acum, când am avut noi mijloace de locomoție ca acum să ducem Evanghelia, că Pavel mergea cu corabia, mai avea și naufragii, mai avea cu tare, după aia când cobora pe uscat, dacă avea un cal sau ceva, era lux, dar restul pe jos. Când am mai avut până acum avioane să ducem Evanghelia, să predicăm, să fim într-un capăt al lumii. Lumea e mică acum. Toate astea sunt acum. De aceea și mentalitatea credincioșilor este ne-am îmbogățit. Niciodată n-a fost ca acum. Și cu toate acestea constatăm cu stupoare că mulți am pus cara pe zidul greșit. Că mulți stăm și considerăm că lucrurile astea sunt suficiente. Și spune Scriptura în continuare, și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Și asta e o mare problemă. Când știi, încerci să mai repari. Când nu știi, trăiești cu impresia falsă de la început, că e bine. Problema este când te trezești în fața Domnului Isus Hristos, vei constata că nu mai poți îndrepta nimic. Pentru că ai trăit cu impresia că ți-i destul. Ai trăit cu impresia că e suficient în domeniul spiritual. Că ai făcut cam tot ce trebuiește. Numai când ne va judeca, Domnul ne va judeca cu pasiunea pe care am pus-o pentru hobby-urile noastre. Pentru vânat, pentru pescuit, pentru fotbal, pentru modă, pentru bani, care în sine nu sunt rele. Dar Domnul va spune câtă pasiune ai dat pentru asemenea lucruri și câtă pasiune ai dat pentru casa mea. Cum te-a interesat lucrarea mea și cum te-au interesat lucrurile astea? De ce când se vorbea de lucrurile care îți plăceau ție, te viorai pe loc, era în stare să dai orice? Și acum când era vorba de adunare, de rugăciune, de cântare, de mers în misiune, te apuca apatia. Cum de n-ai avut același semn? Sem și aceeași sens în viața ta. Acela set de greutăți. De ce? Pentru că mentalitatea eu am destul începe să se creoneze în viața tuturor credincioșilor. Și har când Dumnezeu ne mai dă câte un imbol de la spate. Înainte ca să înceapă războiul în Ucraina, cei din Donetsk spuneau în felul următor, mulțumim lui Dumnezeu că la noi nu avem țigani, evrei, și pocăiți. Te duceai cu Evanghelia la ei să le spui ceva, te rapid. Pe ato aroganța lor, din de industria lor, de minele de cărbune, de tot ce aveau ei, erau cu nasul foarte sus. Biserica de acolo era mică, prigonită și foarte greu creștea. După ce a început războiul din Ucraina, acum s-au mulțit de patru ori. Și dacă n-au vrut să spocăiască acolo, spocăiesc la șernuți, într-o singură cămăruță, care nici aia nu e a lui. Dar să pocăiesc și vin la credință foarte mulți oameni din Galați și bisericile micuțe de acolo. N-au știut ce așteaptă. Când li se vestea Evanghelia, se uitau de sus. Au venit niște ape care au schimbat total radical situația. Oamenii stau și privesc acum. Pentru că au fost oameni între ei, nebăgați în seamă, care au frați prin Timișoara, prin Suceava. Prin... Nu i-am văzut niciodată, dar frații noștri care dintr-o dată primesc alimente, primesc cutare, li se face case, ăștia au și ei programul lor, viața lor, lasă tot și se duc, cum ați venit voi de la Timișoara, toți oamenii stau și te uite, du-te acum și le spune el băi, trebuie pocăință, de-aia am văzut la lucru. Apele au schimbat totul. Apele au schimbat totul. Ceea ce a fost rău pentru ei a schimbat toată percepția lor. Nu uitați că rămizi s-au dus și mai vin, Porciul pe apă, crește altul. Dar percepția se schimbă doar așa. La momentul actual, regiunea asta de vest, la dumneavoastră, banatul, trăiește o situație de plinătate, la nivel de biserică, la nivel de... E foarte important, frații mei, ce faceți cu ea. Capile nu le puteți opri, ca și un cutremur, l-ați văzut, că mai vine, tot desemnale, semnale. Nu puteți opri lucrurile astea. Știți cât e important să ne schimbăm când trebuie? Unul dintre domeniile în care noi mai stăm a tot suficiență este în faptul că considerăm foarte mulți dintre noi că a fi moral e suficient. Și multe din stările astea le trăiesc copiii născuți în familii de credincioși. Doamne și domni care vin dintr-un mediu intelectual, dintr-un mediu cât de cât onorant și vin și spun, domnule, dar eu nu am nevoie de așa ceva. Eu totuși sunt bun prin natura mea. Față de câte greșeli, câte păcate, câte nenorociri fac alții, eu stau bine. Ca atare, pentru ce să am eu nevoie de un legământ cu Dumnezeu? De ce să am eu nevoie de un botez? De ce? De ce să fac eu pasul ăsta? Eu am destul. Și mulți dintre ei trăiesc pe lângă. Cu, în destularea asta, cu ghilimele de regoale, îs pe lângă noi, așa. Nu ai ce să le comentez. Pentru că eu sunt născut a treia generație de pocăiți. Nu știu să tansez. M-aș duce într-o discotecă, doar aș fi pe atracția seriei cum mă împiedic eu cu stângul în dreptă și așa mai departe. Doar să inventez un nou stil de dans, am pedicatului. Atât tot. Că nu știu, de băut, nu-mi place, nu mi-a plăcut și nici nu mă gândesc la așa ceva. Ca atare este destul de onorabil din punctul ăsta de vedere. Ne mai rămân ceva bucurii pe lângă, bârfa, clevetirea, încăpățânarea, așa, sunt niște chestii așa care sunt bucuriile noastre, particulare, așa. Dar și de asta trebuie să ne pocăim, Doamne ajută! Pentru că de foarte multe ori spunem că, domne, e destul, eu nu fac altul, nu greșesc altul. Iubiții mei, foarte mulți oameni morali de genul ăsta spun în zona asta. Unii cunosc despre profeții, despre stăruință, despre vorbire în alte limbi. Alții dintre ei cataloghează prorocii și așa mai departe. Numai că ei n-au făcut niciodată pasul. Sunt atâta de aproape de corabia lui Noe, că oricând pot intra. Dar uită de faptul că Dumnezeu închide ușa și când Dumnezeu închide ușa, nu ți-o mai deschide președintele cultului. Gata. S-a terminat. Ce a închis Dumnezeu, rămâne închis. Ori din punctul ăsta de vedere, stimații mei, e foarte important de gândit. Ai făcut tot ce trebuie să-ți mai trebuie ceva. Scriptura ne spune despre un om pe care, cred că toți dacă am fi aici și l-am găsit la ușa raiului, la ținuta lui morală, n-am putea să trecem pe lângă el oricum. Spune cuvântul Domnului în faptele Apostolului, capitolul 10, cu versetul 1. În cezarea era un om cu numele Corneliu, sutaș din ceata de olstaș numită italiana. Și acum, continuă Biblia și spune, omul acesta era cucernic și temător de Dumnezeu împreună cu toată casa lui. El făcea multe milostenii norodului și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Și acum Dumnezeu trimite un înger la el, și m-aș fi așteptat ca îngerul să-i spună, Cornelei, dă drumul tot așa, cu oricum ca tine sunt puțini. Ca tine sunt puțini. Că stai și te gândești, era cucernic, temător de Dumnezeu, nu numai el. Virusase toată casa lui și toți erau temători de Dumnezeu. Făcea nu milostenii, multe milostenii și se ruga, nu sporadic, se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Ei, ce să comentez eu față de omul ăsta? Tu față de omul ăsta? Și cu toate astea el trimite îngerul la omul ăsta și spune că toate astea sunt bune, dar lui de fapt îi trebuie ceva, pentru că tot ce face nu e suficient. Ascultați ce spune Sfânta Scriptură. Pe la ceasul al nouălea din zi a văzut lămurit într-o vedenie pe un înger al lui Dumnezeu care a intrat și a zis Cornelie. Corneliu s-a uitat țintă la el, s-a înfricoșat și a răspuns, ce este Doamne? Și îngerul i-a zis, rugăciunile și milostenile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu. Și el, și a adus aminte de ele. Trimite acum niște oameni la Iope și cheamă pe Simon, zi și Petru. El găzduiește la un om numit Simon Tăbăcaru, care, a cărui casă este lângă mare. Atenție! Acela îți va spune, și aici m-a fi așteptat să spună îngerul, ce mai trebuie, că la ceea ce faci tu, îți mai trebuie doar... nu, nu ci ce trebuie, de fapt, ca lucrurile alea să aibă valoare. Sunt foarte mulți oameni care spun, am suficient. Mai fac câte o faptă, nu mă port rău, mă port chiar bine, sunt bine, sunt ok, la ce îmi trebuie mie? Pentru că ceea ce îi trebuia lui Corneliu, îi trebuia o relație personală cu Domnul Isus Hristos, pe care să o mărturisească în fața lumii văzute și a nevăzute și care de fapt s-a întâmplat. Corneliu a fost botezat de Petru care a spus se poate opri apa să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi, slăviți să fie Domnul. Stimații mei, chiar dacă v-ați născut în familie de credincioși, chiar dacă veniți la slujbe, indiferent unde ați fi, vi se dă un har deosebit. Botezul este un legământ sau un termen comercial, cu toate că reduc termenul acela, un contract într-o ființă finită, ca mine și ca tine, cu cel ce e infinit, partea grea a contractului, o are El. El ne spală păcatele, El ne dă viața veșnică și El ne mântuiește. Slăvit să fie Domnul! Dar legământul acesta îl fac numai dacă eu semnez. El l-a semnat la cruce, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu, ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Și atunci, dacă a fost iubită toată lumea, inclusiv tu, de ce tu nu ești mântuit? Pentru că tu n-ai semnat partea ta de contract. Pentru toți oamenii, contractul s-a făcut la calvar, semnat cu sângele lui Isus Hristos. N-a mai fost material de semnat. Pentru că atunci când s-a dat o amfib sulița în coastă, a curs sânge și apă ca să ne arate că s-a plătit tot prețul. Contractul a fost semnat din partea lui Dumnezeu. Orice om la momentul actual care spune nu e suficient că bun, nu e suficient că m-am născut în familie de credincioși, nu e suficient că am fost vindecat, nu e suficient că Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea, trebuie să am un legământ personal cu El. Trebuie să-L accept pe El în viața mea. În momentul când prin credință accepti acest contract, tu iei botezul și te împaci cu Isus Hristos. Amin. Ori, stimații mei, când spui, e -i suficient, s-a putea să te trezești moral în fața unei uși închise. S-a putea să te trezești ca copil de în fața unei uși închise. Și cel care ți-a dat un contract pentru veșnicie să fie dincolo de ușă și tu să n-ai parte de bucuria vieții veșnice, pentru că ai fost atât de aproape și totuși atât de departe. Al doilea lucru de insuficiență în domeniul acesta major, Stimației mei, este privitor la lucrarea Duhului Sfânt. Domnul Iisus Hristos le face o declarație ucenicilor șocantă chiar. Și le spune în Evanghelia după Ioan, Vă este de folos să mă duc. Căci dacă nu mă duc eu, Duhul Sfânt nu vine la voi. Parcă i-aș fi dorit pe ucenici să spună, Doamne, rămâi Tu. Că atunci când noi nu avem de mâncare, Tu ne mulțești numai pâinile și mii de oameni fără să muncească, fără să coacă, fără să aibă absolut nimic, e efectiv au ce mânca. E efectiv. Însă când cineva este bolnav, fără vreun diagnostic, nici nu trebuie să mergem la vreun medic, fără diagnostic, tu ești cel ce vindeci orice fel de boală. Ce să mai vorbim dacă cumva nu ești pe aici și moare vreunul, tu îl poți învia în orice stare. Fie că e în casă, fie că e în vreun specimitir, fie că e mor de patru zile, îl poți învia. Ca atare, e bine să rămâi tu pe în zonă. Însă, Domnul vine și spune: Vă este de folos. Pentru că dacă eu mă duc, vă voi trimite mângâietorul. Și-a trimis Domnul Isus în ziua 50-i în lumea aceasta. Foarte interesant că foarte mulți oameni nu sunt sub călăuzirea mângâietorului. Nu sunt sub puterea călăuzitoare a Duhului Sfânt. Și din pricina aceasta, foarte mulți pierd în domeniul acesta. Este drept că candela, spune psalmul 119, este cuvântul lui Dumnezeu. Este drept că acest cuvânt este luminat de un delemnul din candelă. Știți câteodată se termină un delemnul din candelă și ai nevoie să iei din vas și să pui în candelă să faci lumină. La foarte mulți oameni credincioși care au candela, se termină un delemnul din vas, o să vedeți lucrul acesta. Și pentru că un delemnul din candelă și pentru că nu mai au un vas, mărturia lor e foarte slabă. Așa se explică de ce, în contextul României, de exemplu, vorbind, de ce în prezența unor culte care aveau candele, au venit oamenii care au vorbit despre lucrarea Duhului Sfânt și despre un lemn în vas și despre prezența un lemnului în vas și dintr-o dată lucrarea aceea a explodat dintr-o dată s-au mulțit, pentru că cu ajutorul Duhului Sfânt, biserica se mulțește. Tu nu poți să convingi nici copilul tău măcar. Duhul Sfânt, în schimb, o poate face într-un mod excepțional. Dar o face acolo unde este prezent el. O ori, stimații mei, și la momentul actual, cel ce convinge lumea de păcat, nu sunt predicatorii noștri, indiferent câtă teologie au făcut, ci doar Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Atât tot. Ori dacă nouă ne lipsește spontaneitatea și lucrarea Duhului Sfânt în viețile noastre și a bisericilor noastre, noi pierdem puterea de acolo. Ori, tocmai de aceea, ne arată Sfânta Scriptură că în casa lui Corneliu s-a mai întâmplat un lucru. Și anume, Petru era puțin rasist, ca să spun puțin, în un termen destul de rejer. El considera că Duhul Sfânt este pentru evrei. Ei plecau la piață, se spălau pe mâini, când veneau de la piață, din nou se spălau pe mâini. Aveau grijă în meniul lor să nu fie nimic, nici o picătură, nici măcar un aliment care să fie necurat. S-au păstrat de milenii pe spițe genealogice foarte curat ceremonial. Și când Duhul Sfânt a venit peste ei în ziua cinzecimii și au început a vorbi în alte limbi, după cum le-a dat Duhul, a fost o normalitate. De aia și Petru a spus, nu vă Speriați de lucrul ăsta. Este ceea ce El a promis pentru noi, evrei. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Bun, dar El se duce în casa lui Corneliu. A unui om care, din punctul lor de vedere, nu era curat ceremonial. A unui om care mânca tot felul de lucru ca toate celelalte neamuri de pe timpul respectiv. El n-ar fi văzut niciodată că Duhul Sfânt al... care a venit peste evrei va veni și peste neamuri. Niciodată. În timp ce Petru predica, nu știu câte puncte mai avea în predica lui, Dumnezeu, fără să ceară acordul lui Petru și a celorlalți evrei pe care Biblia folosește, în împrejur, a coborât peste Corneliu și toată casa lui și dintr-o dată ăștia au trebuit să constate cu stupoare că e același Duc Sfânt. Măi, Petru, da, Apocalipsa spune că în fața tronului Dumnezeu sunt șapte duhuri ale lui Dumnezeu. Mai Poate e unul din el la șapte, nu, Duhul Sfânt, a treia persoană din Dumnezeire. Spune Sfânta Scriptură, Faptele Apostolului, capitolul 10, cu versetul 44, în felul următor. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, se-a pogorât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Toți că din și tăiați în prejur, care veniseră cu Petru, au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri. Dar de unde au știut -i ăștia că e darul Duhului Sfânt și că nu e un Duh prezent în pre... înaintea lui Dumnezeu? Continuă Biblia, spune, căci îi auzeau vorbind în alte limbi și mărind pe Dumnezeu. Atunci Petru, în fața evidențelor, a spus, se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi evrei Dintr-o dată au constatat lucrul acesta. Ori, estimații mei, Ăsta e un lucru care apare pe paginile Sfintelor Scripturi. La cei din Samaria, lucrurile sunt mult mai clare. Ne spune Sfânta Scriptură că evanghelistul Filip a plecat în Samaria și predica Evanghelia. Mulți samariteni au crezut cuvântul lui Dumnezeu și au făcut primul pas. Au spus, nu-i suficient că avem un loc de închinare, nu-i suficient că avem regulile noastre, trebuie să ne apropiem de Dumnezeu. Și l-au primit pe Domnul Isus Hristos ca Domn și Mântuitor, primind botezul în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Spunem noi, păi e bine așa, trebuia apostolii din Ierusalim să-i scrie lui Filip, Filip, dacă ăștia l-au primit pe Domnul Isus și au primit cuvântul și s-au botezat, spune-le să meargă tot așa că e ok. Dar apostolii au constatat că nu e suficient. Și spune Sfânta Scriptură, faptele Apostolului, capitolul 8, cu versetul 14 în felul următor. Apostolii care erau în Ierusalim, când au auzit că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, au trimis la ei pe Petru și pe Ioan. Aceștia au venit la samariteni și s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt. Căci nu se pogorâse încă peste niciunul dintre ei, ci fuseseră numai ceea ce înseamnă insuficiență. Numai botezați în numele Domnului Isus. Stimatul meu, nu cumva ai rămas la numai. Pentru că într-o zi se va face diferența. Într-o zi lucrurile acestea vor conta. În domeniul profesional vrem să fim cât mai sus, cât mai pregătiți, cât mai conform aceea părerii care avem despre noi. De ce în cele spirituale le lăsăm altora? Mă uit de foarte multe ori la comunitățile noastre evanghelice, în mod special pentecostale. Spune scriptura că trebuie să ne rugăm pentru daruri spirituale. Darurile spirituale de la Duhul Sfânt sunt daruri pe care doar El le dă. Sunt informații pe care nu te gândești la ele, îți vin, dar ajută. E un, e un domeniu la care noi nu avem acces. Acces Duhul Sfânt. Și spune scriptura, urmăriți dragostea, umbrați și după daruri spirituale, dar mai ales să. Că din toate darurile, prorocie aduce cea mai mare zidire bisericii. Nu mă refer la faptul că îi făcut să auzăm o prorocie odată. Nu, nu, nu. Prorocia trebuie să fie ceva normal. Accesul la informații prin Duhul Sfânt, pe care nu are acces absolut nimeni, ci Duhul Sfânt le descoperă în particular la fiecare. Și mi-este de folos mie și altuia și altuia și altuia. Lucrurile acestea. Ei, umblăm după mașini bune, Umblăm după slujbe bune, umblăm după confort în casele noastre, știm să le așezăm, știm să le urmărim, de unele foarte mult timp, efort și bani cheltuim pentru ele, dar să pune întrebarea, pentru a umbla după darurile spirituale, cât efort am pus? Cât timp am pus deoparte? Câtă rugăciune am pus deoparte să insistăm asupra unui lucru? Pentru că lucrul acesta este o evaluare față de prioritățile noastre. Stimații mei, vă ridic lucrurile acestea pentru că din ce în ce mai mult în poporul lui Dumnezeu a fost introdusă mentalitatea asta, e bine, frații mei, e suficient atâta, nu trebuie mai mult. Și dintr-o dată schimbăm valorile și dintr-o dată ne ocupăm cu alte lucruri și dintr-o dată insistăm pe alte lucruri și avem alt fel de muzică, avem alt fel de închinare, avem alt fel de distracții, avem o grămadă de lucruri, dar care nu au rezultatele biblice. Nu vedem profeția lucrând, nu vedem descoperirea lucrând, nu vedem zidirea bisericii, ce să mai vorbim de convertiri autentice care apar în urma pocăinței, când omul plânge zguduindu-se, spune, sunt un păcătos și vin la Hristos. Când dispare orice urmă de mândrie și de aroganță și îl cade în fața Domnului, pentru că l-a cercetat Duhul Sfânt. Oribiți mei, ca să ne întoarcem la lucrurile acestea, v-aș ruga tare mult. Haideți să nu dezvoltăm în noi mentalitatea, eu am destul, ci să ajungem să fim, nu am destul la rugăciune. Când mai este rugăciune, mă duc. Văd de foarte multe ori oameni care tare doare de alții. Am întâlnit situații când nu posteau în biserică, dar biserica postea. Și existau oameni care nu posteau niciodată. Băi, da e vara, sunt 37 de grade cel să voi mai postiți? Zic, dar tu ai vreo zi? Nu, dar mi milă de ăștia care postesc. Acolo la apucă pe el mila. La rugăciune, dar mai stați în rugăciune? Dar ce vă mai trebuie? Mai fraților, dar sunt oameni chemați cu înclinații spre rugăciune. Au timp să se roage în biserică. Am întâlnit biserici care au slujba și după slujbă să mai opresc frații la rugăciune. Păi dacă am treabă, mă duc acasă. Dar dacă vreau să mai rămân un sfert de oră în rugăciune, un sfert de oră câștigat. Dacă cineva mai rămâne jumătate de oră, să roagă și pentru mine omul respectiv. Dacă cineva vrea să meargă și să cânte Domnului, are posibilitatea asta. Nu vrem să-i încadrăm. Văd pe alții, frații mei, plini de Duhul Sfânt, cu mâinile ridicate. Nu-i cazul la voi. Cu mâinile ridicate, care se bucură în Duhul Sfânt, care laudă pe Domnul, care măresc numele Domnului. Așa, și alții care nu. Se uită așa. Pentru că el are învârtelele lui, are treburile lui. Știi ce ciudos e ăsta pe asta, care laudă pe Domnul? Pentru că așa au fost și el cândva. Deși să depui tu mărturie cu plinătatea ta, când pe el îi nervează treaba asta. Și trăim vremea asta de aia, îi disturbei cum îi. Dar biserica n-ar trebui să fie un loc al manifestării Duhului Sfânt? Ba da. Dar pentru că de multă vreme softul ăsta, de unde a venit el, e destul. E bine așa. Ce alții nu o să fie mântuiți? Frații mei, o să discutăm puțin mai târziu de aspectul ăsta. Mirile pe care le așteptăm noi, nu-i Jesus ăla, care știți dumneavoastră, care nu putem greși în noi cât poate ierta El. Eu unul aspru. Fecioarele au știut asta și când Domnul Iisus a spus lucrul ăsta în fața acestui examen l-au pus. Primul aspect care a făcut diferența între fecioarele înțelepte și cele neînțelepte a fost mentalitatea Eu n-am destul, au zis fecioarele neînțelepte, n-am destul unde lemn, mă duc și cumpăr. A cumpăra unde lemn înseamnă a da ceva de la tine. Avem foarte multe resurse. Pentru a primi Duhul Sfânt trebuie să dai din timp. Există foarte mulți oameni care vor să primească Duhul Sfânt așa la plesneală. Doamne, este un meci puternic. Între reprizele meciului există un sfert de oră de pauză, că, că va juca și o fotbal. Dacă vrei să-mi dai Duhul Sfânt într-un sfert de oră, dar după aia eu trebuie să văd cealaltă, cealaltă, repriză. Cum adică? Frații mei, nu mi-e nu Duhul Sfânt așa. Că tu nu cauți din toată inima. Pentru tine este doar o chestie așa, sau pentru mine. Este o chestie ușurică. Când cauți cu determinare, când stăruiești, când dai din timpul tău, când dai din energia ta, când dai din vers inima ta înaintea Domnului, Dumnezeu îți dă Duhul Sfânt, slăvit să fie Domnul. La unii durează mai mult, pentru că au mai multe de vărsat. Eu le mai spun câteodată la frață, când se apropie cineva la mine și îmi spune, frate, Virgil, am să-ți dau niște miere de albine, de eucalipt. Acum de, dis de, -s alcâm, de mai găsesc, că avem pe la noi. Eucalipt nu prea avem. Și îmi spune, dă-mi un recipient ceva, dă-mi un borcan ceva să dau. Eu nu mă duc la el să-i spun, vezi că am, am mâncat niște zacuscă într-un bolcam de 80 de, de grame, am mâncat 3 sferturi, dar au mai rămas așa, toarnă miere de eucalipt peste zacuscă. și de zacuscă am ies ceva original, eucalipt cu zacuscă românească, ies ceva... Nimeni nu face asta. Cum la miere de eucalipt, dacă în Dumnezeu vrea să toarne Duhul Sfânt în tine, în vasul tău, tu ai zacuscă-ta, tu ai pornirile tale, tu ai mentalitatea ta. Și spui, Doamne, umple-mă cu Duhul Sfânt, nu tom peste zacuzcă, abai. Curăță-te! Dai cu părere de rău o lingură de zacuzcă jos. Acum e bun, Doamne? Nu e bun. Rugăciune, în continuare, te duci la cineva, te mărturisești, spală borcanul, spală vasul, îl speli în sângele Domnului. Și a intrat simplu și dintr-o dată toarnă Dumnezeu mierea Duhului Sfânt, slăvit să fie Domnul. Dar ai curățat vasul, l-ai curățat. De-aia durează stăruința mai mult. Până curăț vasul, Că foarte mulți nici nu l spală, dar vor și ei, o primi celălalt, cu celălalt. Nu, 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 spală foarte bine. Când te expui în starea asta de lucruri, fratele meu, îți dă Dumnezeu profesorul să fie cu tine. Noi aici la Amvon, de câte ori vă adunați dumneavoastră, e foarte subțire hrana. Nu mă pot ocupa cum te ocupi tu cu soția ta. Ce cuvinte folosești în casă? Sau la copiii tăi, de câte ori răcnești și faci în toate felurile. Nu pot aici, chiar dacă am descoperire, nu pot, trebuie să mă duc direct la tine. Cu toate că mie, câteodată, dacă mi-ar dat Dumnezeu descoperire, chiar m-aș duce direct la tine. Mulțumesc Domnului că n-am descoperirea asta. Vor din punctul ăsta de vedere, stimații mei, când Duhul Sfânt vine peste mine, vine profesorul înăuntea mea. Aici la adunare vin și prin mesajele pe care le aduc, frate, îmi reglează atitudinea mea, atâta tot. Dar profesorul e cu mine. Și când eu mă duc și față de soția mea, m-au numit cuvânt nepotrivit. Nu trebuie să-mi spună cineva. Înăuntru meu aud pe cineva care spune, vorba asta nu se cade să existe între soți. Nu mă repreziți pe mine în felul ăsta. Știți că mă duc la etajul întâi, e după mine. Mă duc în toaletă, e după mine. Mă culc să dorm, Ei după mine. Până adorm, el îmi spune continuu. Nu mă aplaudează, ci mă mustră. Când mă scol, el lângă mine. N-ai făcut bine. Până nu rezolv problema aia, n-am liniște. Nu pot cânta, nu mă pot ruga, că profesorii cu mine, de aia spune Biblia, ungerea pe care ați primit-o de la el vă învață toate lucrurile. Până păi am cum să intru în casa ta să văd ce problema ai avut tu. Trasăm liniile generale în casa Domnului. Dar Duhul Sfânt merge cu tine totdeauna. Umblă călăuzit de El, Doamne ajută! Aia e frumos la El. Că el doar călăuzește. Foarte mulți căd și își imaginează că Duhul Sfânt posedă. Nu posedă niciodată. Există oameni care spun, frate, dar aseară a fost o la noi la Filadelfia și un băiat și uh, cu privit Duhul Sfânt. A doua zi l-am auzit cum vorbea pe șantier. Da, înainte, domne, n avea era spurcat la gură, absolut tot ce zicea înainte. Ce Duh Sfânt a primit ăla? Duhul Sfânt niciodată nu posedă, doar că călăuzește. E la îndemâna ta. Dacă vrei să schimbi vorbirea, El te ajută. Dacă vrei să schimbi purtare, El te ajută. Dar nu te posedă. Nici ducurile necurate nu pot poseda 100%. Cât s-ar lua responsabilitatea pe care o ai de a fi judecat și condamnat pentru ceea ce faci. O ori, stimați mei, Duhul Sfânt în Biblie, spune Scriptura, umblați că de Duhul Sfânt și îl poți întrista în anumite momente. De aceea e important să cumpărăm un de lemn. Nu numai în la cuvântului, ci și un vas, Doamne ajută. Și caută vasul să fie totdeauna plin, pentru că ai un prea plin care arată că nu numai ai, ci ești și plin. Deci nu numai ai, ești și plin. Și lucrul ăsta îl găsești în Biblie. Există un semn care arată că e prea plin vasul respectiv. Dar mentalitatea aceasta scoteți-o, că am destul. Îți destui niciodată regii. Citiți regii Franței, altor, n-au dus-o ca noi, ca tine și ca mine. Să aibă atâtea feluri de mâncare. Să aibă confortul pe care îl avem noi. Regii n-au avut așa ceva. Toate celelalte am depășit orice își poate imagina. Avem destul. Vedeți dumneavoastră, avem și să ajutăm pe alții. Când stai și cauți, numai când trebuie să te muți și vezi câte lucruri ai strâns pe lângă casă, Bunii dar care nu-ți trebuie. Când trebuie să muți. Restul le punem pe acolo, poate ori trebui. Ei când are cineva un necaz, vezi că uh, le duci acolo. Paturi care nu-ți mai trebuiau ție, sunt foarte buni pentru alții. Și alte lucruri pe care le ai acolo, le găsești bune. O iubitul meu, așează împrejurul tău să ai numai lucruri de folos, că ai destul. Excelează în cele spirituale și spune, n-am destulă rugăciune, n-am destul post, n-am destulă citirea Bibliei, n-am destulă adunare să se mai facă, că eu prezent. Doamne ajută! A doua mentalitate pe care o găsim în textul ăsta biblic, pe prima am insistat mai mult pentru că ăsta e mai pregnant, mai ales în vremea noastră de astăzi, este obișnuiește-te să spui nu la lucruri la care Dumnezeu spune nu. Pentru că dacă fecioarele înțelepte ar fi spus, măi, dar Biblia ne învață, dacă cineva vrea să împrumute de la tine, nu-i întoarce spatele. Ca atare dacă ni cer un de lemn, nu că vă dăm jumătate, vă dăm totul. Ce se întâmpla cu ele? Rămâneau afară. Ca atare ele au spus nu. Și au explicat și de ce. Pentru că dacă vă dăm vouă, nu ne ajunge nici nouă, nici vouă. Cu alte cuvinte nu intră nimeni. Mai degrabă duceți-vă la cei ce vând unde și cumpărați-vă. Obișnuiește-te în Biblie să te uiți la ce spune Dumnezeu nu și spune și tu nu, chiar dacă sunt prietenii tăi. Chiar dacă situații care, băie, nu, mi oare cum, nu, învață-te să spui nu. Unul dintre primele lucruri, sunt foarte multe lucruri pe care Biblia le învață, dar unul dintre primele lucruri care e deosebit în zilele noastre și are o influență majoră asupra multor credincioși, este ceea ce spune cuvântul Domnului în Evrei, capitolul 10, versetul 25. Spune că Scriptura așa, să nu părăsim adunarea noastră cum a unii, Există un nu aici. Să nu părăsim, ci să ne îndemnăm unii pe alții cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Odată ce vii în adunare, te expui față de ceilalți. Te expui cum vii, te expui cum te rogi, te expui cum slujești. Dar dacă nu vii, nu te expui. Scapeți de toată grija altora. Nu vii. Dar pentru că nu vii, tu pierzi părtășia, nu mai veghează nimeni asupra ta. Situațiile pe care le trăim la momentul actual, nu de acum, de mai mult timp, este că există oameni foarte buni, foarte capacitați, dar care nu dau socoteală în fața nimănui. Pentru că sunt așa de bun, că nu dau socoteală în fața nimănui. Și pentru că nu dau socoteală în fața nimănui, catastrofe care puteau fi evitate nu s-au putut evita. Pentru că, nu uitați, în fiecare dimineață când ne sculăm lângă patul nostru, pe lângă îngerul nostru pe care îl avem, și pe lângă Duhul Sfânt pe care îl avem înăuntru nostru, e diavolul. El e nervos că tu dormi. El nu poate dormi. El faci planuri. Dar nu se poate agăța de tine câte vreme nu-i dai prilej. Câte vreme nu-i dai prilej, este intangibil. N-are ce să-ți facă cu toate cohortele lui. O văzut pe David, doda jos. L-a văzut pe Solomon, cel mai înțelept, l-a dat jos. L-a văzut pe Samson, cel mai puternic, l-a dat jos. De-a lungul istoriei, ca tine, a văzut miliarde. Dar dacă tu nu îi dai prilej, n-are ce să faci. Dar dacă tu îi oferit un mic prilej, te El nu poate ajunge la inima lui Dumnezeu. El nu poate ajunge de unde a fost exilat. Nu, unii să dau câteva fereste despre străzi de aur străveziu. Eu știam că aurul e galben. Dar aur străveziu? Atât tu să explice Ioan, în vedenia lui. Aur străveziu, pomul vieții. Doar câteva instantanee de acolo și rămânem uimiți despre îndoarea. Diavolul a umblat pe străzele alea. A fost familiar cu ele. Era de acolo până când a fost exilat de acolo, pe pământul ăsta. Și acum a tăiat dos, că nu vrea nimeni să mai ajungă unde a fost el și a fost aruncat afară. Și pentru că la Dumnezeu nu poate ajunge, lovește în copiii lui. Și orice părinte știe că în copilul lui suferă, iar lua durerea, numai să suferi el, copilul să nu suferi. Pentru că e părinte. Și diavolul știe că inima tatălui suferă când eu mint. Inima tatălui suferă când eu sunt arogant. Când îți păcălit și prostit de diavolul să mă port într-un mod necorespunzător spiței de neam regesc din care sunt eu. Și îi dau prilej, el mă atacă pe mine și inima tatălui suferă. Asta e toată logica în toată treaba asta. De aceea v-aș ruga tare mult, nu vă depărtați de adunarea Domnului. Căutați să fiți transparenți. Căutați-vă mentori, duhovnici. Lăsați-i să-ți spună întrebări cu cine vorbiți, ce vorbiți. Lăsați-i să vă pun întrebări despre viața familiară. Dați socoteală cuiva. Pentru că, spunea unul dintre ciobani, lupul când vine la turmă, nu se repede la oaia din mijlocul turmei. Se repede la oaia care tot zice că iarba e mai verde despre pădure. Vine pe lângă oaie lupul, o prinde cu colță de după cap și cu coada din spate, o mână la iarbă verde în pădure. Azi o mănânce. Totdeauna cei care nu stau în turmă, nu ți joia, nu ți duminica, vin sporadic așa, o să vedeți prinși de tot felul de lucruri. Când vrei să-l verifici, băi, tu ești fratele meu, cu ce-ți ocupi timp? Deci ce interesează fratele meu? Tu n-ai și faci? Cu cine mesagezi tu pe Facebook? Dar te doar te în capul, nici nu-ți arăt parola, nici nevastă mea nu mă știe. Dar cum de nu știi nevasta ta parola ta, mai? Ce ai tu de ascuns acolo? Și te poți aștepta la catastrofe! Și mai târziu nu te miri când vezi că lasă nevasta cu copiii și plecat pe cine știe unde, cu cine știe cine. Lucrurile nu au pornit de pe acum. Au pornit de când nu s-a învățat să spună nu la lucrurile la care Dumnezeu spune nu. Băi, la adunare nu se lipsește. Cu greșeli, cu datorii, cu ce fi, vin la adunare. Mă întreabă frate, dacă ne-am plătit, dar, băi, n-am apucat, băi, îmi împrumută care va băi. Rezolv. Băi, frați, uite, asta e situația. Mulțumesc, vă dau bani înapoi. Fi transparent, domnule, fi transparent. Că este ajutat așa. Ele mai spun la frați câteodată, dacă sunt la momentul ăsta actual și pot predica, nu că sunt eu tare vegheator. Când am preluat pastorația, acum 27 de ani la Dumbrăveni, au venit la mine niște reprezentanți ai fraților bătrâni și au zis, frate Virgil, nu știm unde vrei să duci dumneata biserica sunt noi suntem oameni care am ieșit la pensii și alții urmează să iasă la pensii, stăm pe urmele metalie. Vă dați seama? Nici nu-i plăteam eu, îi plătea statul. Când eu am promutat banii, s-au interesat dacă i-am dat înapoi. Când eu am promis că mă duc undeva la evanghelizare, ei, mă... ei s-au interesat dacă am ajuns și mi-am ținut cuvântul. Totul a fost și este verificat de ei. Încă o serie dintre ei au murit, dar au dat sarcină la alți pensionari. <laughs> Și stau cu ochii pe mine. Te-a deranjat, nu e așa? Președintele țării are o grămadă de oameni în prejurul lui, zeci de oameni, ca îi vedeți cu căștile în urechi, să ved după ei, așa, să uită, nici n-au grijă la să uită, nu arunc cineva cu un nou clocit în președintele, se, sau ceva acolo. Stau, știți ce salară iau aia? Eu avem 100, îi plătea statul. Eu n-am căzut, frații mei, când am vrut să o iau mai pe dreapta, m-am întrebat de ce o iei mai pe dreapta. Când am vrut să fac așa, m-am întrebat de ce faci așa. Ce argumente ai pentru asta? Și actualmente mă întreabă. Sunt pe calea Domnului pentru că cineva mă verifică. Pe tine cine te verifică? Pentru că altfel, frații mei, cât de buni să fim, să găsește doar o mică verigă, o mică vulnerabilitate. Și diavolul e expert de a o folosi și a te face de râs pentru totdeauna. Nu trebuie să vă spun mai multe. Nu trebuie să vă spun mai multe. Ești transparent în toate celelalte? Vină în cu frațele. Eu m-am ridicat simplu, la păstor al bisericii, avem 1300 de membri acum, mi-a spus oameni buni, eu chiar vreau să trăiesc pocăința. Dacă observați la mine, poate bănuiți, poate ați auzit o prostie, nici nu spuneți mie, că eu pot verifica dacă e adevărat sau nu. Dacă auzi ceva, spune-mi, Domnule. Despre asta, de special. Vin oameni și spun, frate, Virgil, nu știu dacă e adevărat lucru. Poate o prostie, dar uite, am auzit. Băi, mulțumesc că mi-ai spus. Dacă mai auzi ceva, vine și îmi spune mie. Vine și îmi spune că discutăm. Sunt lucruri false pe care le scot anumite oameni. Dar nu e o problemă. Oamenii au deschiderea să vină. La tine au deschiderea să vină să-ți spună. Sau te-ai păstrat așa. Și te miri că, băi, Dumnezeu mi-a zis că mă folosește, dar nu mă folosește. Fratele meu, nu mai investește Dumnezeu ca altă dată. Mi s-a întâmplat odată că pot să vorbesc până la ora 9, cât e? La 8? Nu 9. Dar și până la 9 dacă mi se dă. Da. Mi s-a întâmplat odată când eram într-o anumită comunitate și am văzut comunitatea aceea măcenată de anumite boli, de anumite suferințe. Și m-am rugat Domnul și a zis, Doamne, eu am slujba mea și îmi văd de slujba mea. Dar n-ai avea un dar de vindecare, nu pentru mine, tu cineva de aici, să-i dai, să vedem că omul ăla, din când în când, tu lucrezi cu vindecare prin el. Că e ăsta. Și Dumnezeu mi-a spus, pe cine vezi tu bun? Și a zis, fratele respectiv, îl văd om la locul lui, liniștit, ar putea să facă asta. Și Dumnezeu -a spus, bun, dorează o bucată de timp, fratele ăla e numit la predică și începe a predica. Toți predicatorii pe care îi știu eu, n-am întâlnit altul de alt gen, doresc să predici bine, ca și cântăreți, cânte bine. Nu ies totdeauna cum dorim, câteodată încep cu, 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 sfârșitul, continui cu introducerea și închei cu cuprinsul. dacă mai închei, dacă mai închei. Ei, fratele ăsta, care știam eu bun, s-a ridicat și a început să predice, dar o greșit, au avut niște cacofonii, niște hutare, o învârtit, o sucit, o până la urmă aterizat. La urmă a ieșit un tânăr din biserică, s-a direct la el și zis, frate, n-ar trebui să fie la amvon acolo. Ai făcut nu știu câte cacofonii, pleonasme, s-au căutat niște uechi și așa ele. Cu tare, ai făcut așa, l-a învățat -a, la limba română, nu știe pe cine se arăt, că știi. Și eu zis la fratele ăsta așa ceva, fratele ăsta nervos roșu, mi-a spus, frate Virgil, până ăsta nu-și scuză vis a -vis de mine, să nu mă mai pui Că asta se ia de mine, nu se poate așa ceva. Și Duhul Sfânt mi-a șoptit la urechi, dacă îi dă un dar de vindecare, vindeca azi unul și după și, -și cerea scuze restul, mai, poate mai face ceva. Stimați mei, am întâlnit oameni în schimb pe care Dumnezeu îi folosește. Și fără ca ei să-și dea seama sau să cunoască. Sunt oameni care îi vorbesc de rău. Pe el, pe nevasa, copiii lui îl confruntă și spune, frate, dar spune ce? Da, da, așa a fost, am fost un moment, te rog, iartă-mă, cu tare. Dar el continuă. Bun, la două dimineața al sună omul ăsta. Îl sună spune, frate, te rog frumos, lasă tot. Am chemat și să vină și să Da, mi-a zis că sunt foarte ocupați. Uh, vină dumneavoastră și te roagă pentru nevasta mea, că e foarte bolnavă. E, uh, frate, fratele păstor îi spune, frate, pune mâinile dumneavoastră, că în Biblie este scris cei ce vor crede. Până ajung eu cu sticluța sau cu un dilem, mai caut un frate prezbiter sau păstor să mă duc, că trebuie să mai fie cineva, pune dumneavoastră mâinile. La, la, la telefon spune, frate, nu pun mâinile, că dacă pun eu mâinile, moare sigur. Vine dumneavoastră aici. Bun, până la urmă găsesc ești un păstor, te duci la el, faci ungerea și nu mai trebuie să vină smurdu. Pentru că femeia e vindecată în noaptea respectivă. De asta continuă să vorbească. Vine cineva și întreabă de fratele, frate, dar s-a meritat să o scoli și pe al altul? Să te duci la ăsta care te vorbește? Băi, s-a meritat. Asta e slujba mea. Eu nu dau vindecare. Dumnezeu mă folosește așa. Nu contează că el continuă să vorbească. Ăștia sunt oamenii folosiți de Domnul. Reftul mofturoșii, sclefosiții, care numai când li ceva sau s-a să duc, nu primești daruri. Și când se Dumnezeu la noi, când pentru o simplă cântare care nu s-o cânta sau pentru un simplu cuvânt nu mai vinim la adunare cu lunile, dar visăm la daruri. Când am venit Dumnezeu, mi-a spus că îmi dă daruri. Da, da, ce calitate trebuie să ai? Ce calitate trebuie să ai? Ca să porți darul ăla. Se spune oamenii care poartă daruri și-s folosiți de Domnul, de auziți de ei, au spatele tăbășit de lovituri, foarte multe de la prieteni dar slujesc. Dar slujesc. Pentru că ei n-au legământ cu oamenii ăia care îi lovesc. Nici măcar cu biserica. Au legământ cu Iisus Hristos. Tu cu cine l-ai făcut? de ai lăsat armele jos. Dar vrei să te folosească Dumnezeu. Obieșnuiește te să spui nu la ceea ce Dumnezeu spune nu. Obișnuiește-te să spui nu la niște prietenii destructive. Vreau să vă spun că nu avem ce face. Cele mai dificile teste de dat sunt cele din interior. Când cineva din afară te prigonește, știi cum să răspunzi. Când cineva din afară te numește pocăitule, suport. Cu toate că la momentul actual mai avem și noi replici în domeniu. Cele mai grele teste sunt din interior. Spunea Iuda încă de pe timpul lui că s-au strecurat printre noi oameni care schimbă harul lui Dumnezeu în desfrânare. S-au strecurat. Păi dacă câte ia Domnul Iisus să pună la terapie intensivă? Cât ia? Fără niciun proces verbal, nimic, la terapie intensivă. Stau acolo toți conectați la aparate ca să nu se mai strecoare ei așa. Nu, nu, nu. Domnul îi lasă pentru examinarea celor de aici. Când el vine și spune, stai, mergi să-l asculți pe ăla? Îți pun eu predică de la unul care așa pe malul apei, la grătar, stai tu și la asculti pe el, mergi în adunare aia acolo, el e trecurat aici, el n-a nicio treabă cu ținta ta, el urmărește altceva, el e vânătoare și Dumnezeu îi dă sănătate și îi roșu în obraj ca să-ți dea ții teste și la altul. Ce faci la testele astea? Te-ai învățat să spui nu? Că foarte mulți își pierdul de lemn acolo, Ești la stăruință, ești plin de putere, de Duhul Sfânt și te cheamă ăsta, domnule. Te cheamă ăsta să mergi, nu știu, la bărfaraie, că îți dă o cafeașcă. Dar de ce nu te ridici de la masă? Spui, băi, eu nu particip la așa ceva. De ce nu te ridici? De ce ai tărâi asta? Pentru că pierzi puterea, fratele meu. Și lucrurile bune care vor să-l dea altele, trebuie să ai călăuză. Mașina pe care o am acum, în urmă cu ceva timp, un frate de prin București, care m-a văzut pe internet, mi-a dat telefon. Și mi-a spus, frate, te-am văzut pe YouTube și Duhul Sfânt mi-a pus pe inimă să-ți dau o mașină în numele Domnului. Unde, pe ce adresă, pe ce tare Zic, stai, 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 stai liniștit, stai liniștit. Eu nu te știu prea bine pe domnia ta, nu cunosc nimic, dar las mă să mă rog și eu. Te-ai rugat, nu? Da. Și tu zis să dai mașina, da? Bun. Stai liniștit! Acum mă rog și eu dacă trebuie să o primesc. Că nu chiar așa, dai mașina și primești rapid. Că să-mi dea cineva o mașină Mercedes nou și să nu mă las să-l vând. Numai filtrele și cu, cu, schimbul de ulei mă sărășește în câteva luni de zile. Îți spune, domnule, am o condiție, îți dau mașina asta, nu o vinzi, ia tale, o ai așa, o ții pe dumnea O țin acolo și mă uit la ea, doar să spun, să o fac rafturi de cărți sau ceva. Că de folosit nu pot folosi așteaptă să mă rog și eu. După ce împreună cu, cu soția am spus problema aceasta, ne-am rugat și Domnul a spus, acceptă. Am acceptat-o și mi-a zis, ține cont că e o mașină care am binecuvântat-o. Numai n-are turelă, spun că e tank. Numai schimb ăsta, uleiul și filtrele, merge toată și nara, merg într-o parte și E binecuvântată. Bine, vine cineva să te ajute. Ai și măreț lucru. Nu, nu, nu. Lasă ungerea să-ți vorbească. Și atunci când face bine, că de foarte multe ori, Îs mere otrăvite. Foarte mulți oameni au interesă, dacă nu cu tine, cu nevasta. Dacă nu cu nevasta, copiii. Au foarte multe interese. Gă, ai grijă cu tine, te asociezi. Ai grijă, spune nu. La câte prieteni n-am spus eu nu? N-am știut. Dacă n-am aflat, am confruntat și am spus ești prieten cu mine? Da. De ce se întâmplă lucrul ăsta? De ce vorbești cu nevasta așa? De ce te comporți așa? Eu nu am așa mine prieteni. Scuză-mă, dar de azi înainte nu mai suntem prieteni. De ce? Pentru că vrei, nu vrei, atitudinea ta, aia -ți o transferă ție. Vrei, nu vrei, ți din undelemnul tău, ți-a din puterea ta. Păi de prieten cu mine, știi, mai facem noi trebuie frați, n-am văzut eu, sunt soțit însoțit așa cu oameni care au tot felul de vieți duplicitare, așa, în afacerile lor, în construcțiile lor. Îi au amante cu tare, știu și ei ceva din Biblie cu Nu-l mai vezi, domnule, dintr-o dată. Al dată era la cântare numărul unu. Al dată era plin la rugăciune, plin de putere. Nu-l mai vezi. S-a dus unde lemnul. Are noțiuni de pocăință. O mai rămas urme de unde lemn. De el nu mai este ceea ce trebuie. Pentru că n-a fost capabil să spună nu la lucruri la care Dumnezeu spune nu. Permiteți-mi, frații mei, de-aia trăiesc bine o grămadă de duplicitari. M-am uitat când Apostolul Pavel a găsit în Corint o situație dificilă, le-a spus în felul următor, dați afară pe răul acela din mijlocul vostru. Și el le mai dă câteva, cu un asemenea om nu trebuie nici măcar să Mâncați! Știți că corintenii au făcut exact cum le-a spus Pavel? Păi, ești cumnat cu mine, avem afaceri împreună, dar Pavel ne-a spus cu tine, cu oameni ca tine, noi nu trebuie să mai... Ca atare poți să plătești tu masa, eu nu mă duc la masa respectivă. Nu mai am nicio treabă cu tine. Ia imaginați-vă cum e ziua de aia. Lasă-vă și știu ăștia conducere, și știu ăștia cu deciziile. Lasă că e bun așa, bine că iese banul, bine că ai învârtelile tale. Și te interesează pește că ai copii prin tot Lasă, merge înainte, fără nicio problemă așa. Stai tu liniștit. Nu, 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 biserica din corintă a spus, nu! S-a încheiat. Aici ni s-a spus că nu, nu. Omul ăsta, măi, face cu asta, face cu celălalt. Nimeni nu vrea. La un moment dat, Pavel se vede silit în a doua scrisoare să rezerve un pasaj biblic și să spună primiți înapoi pe cel ce l-ați dat afară ca atitudinea lui la voastră l-a făcut pe el să nu fie doborât de prea multă? Cum adică, domnule? Da, omul ăsta s-a întristat, măi, dacă și ăștia m-au părăsit. Ca atariu trebuie să mă pocăiesc, să mă îndrept. Și Pavel spune, primiți-l înapoi, că separarea asta și-a făcut efectul. Pentru că nu există tărie asta. Și suntem prieteni cu orșini, care are bani, care zâmbește frumos, care au zâmbiti comerciale, ne pierdem vlaga, tăria și puterea. Trăiți pocăința, frații mei. E de de ce zice altul. Părerea mea biblică este că răpirea este... Vine altul că îți respect părerea, fără nicio problemă. Tu respect o pe a mea. Dar da al vostru să fie da și nu să fie nu. Doamne ajută! Și ultimul lucru care a făcut diferența și care face diferența este că fecioarele înțelepte au știut că mirile pe care le așteaptă ei în drum, indiferent cât întârzi este un mire aspru, un mire dur. De aceea și-au cumpărat un de lemn de rezervă din timp. De aceea n-au dat la celelalte. Și permiteți-mi să vă spun că de aceea și fecioarele neînțelepte au plecat rapid să cumpere un de lemn și n-au mai rămas acolo. De aceea. Pentru că mirele era aspru. Cu cine e aspru mirele acesta? În primul rând e aspru cu cei care zic că au timp. Frate, adevărat, bună predică, bun, eu am timp. Am timp să mă împac, am timp să mă pocăiesc, am timp să îndrept, am timp să stăruiesc, am timp îți constată cu stupoare că vine o zi când mentalitatea asta am timp, te va nenoroci, pentru că nu va mai fi timp. Sfânta Scriptură spune în Evrei, în capitolul 4, cu versetul 1, credincioșilor, următoarele lucruri. Să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna Lui, niciunul din voi, să nu se pomenească venit prea? Există riscul de a veni prea târziu când ușa e deja încuiată? Da. Pentru că mentalitatea, eu am timp, pătrunde încetul cu încetul. Nu acum, mai târziu, acum ai de câștigat, acum ai de alergat, acum ai de făcut, dacă pierzi demarajul. Și pentru toate avem timp, dar pentru spiritualitate și apropiere de Domnul nu avem timp. Ori frații mei, după miezul nopții, dacă veți observa, nu se mai poate schimba nimic. Toate adorm. După miezul nopții, constați cu stupoare că ți se stinge candela. Dar nu se mai poate schimba absolut. Destinul din de momentul acela e acolo. Nu mai e ce face nimic. Va veni o zi când nu vei mai putea da înapoi. Când timpul se va duce de rugăciune, de studiu, de părtășie, de har, de aleluia în adunare, de bucurie, se va duce. Când după miezul nopții, ce ai strâns atâta rămâne. Și vei constata că nu vei mai putea împrumuta de la nimeni. Pentru că nimeni nu ți va da. Pentru că oamenii își vor da seama că e iminentă venirea lui Hristos și nu-și mai pot permite să piardă o picătură de un lem. De ce? Pentru că când va veni El ai nevoie de mărturie și de lumină. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Acum este timp. Al doilea aspect la care mirele foarte aspru este că există oameni care confundă faptul că darurile ar ține loc de pocăință. Și domeniul ăsta este un domeniu al bisericii. În care ei spun, domnule, dar eu predic bine, eu slujez bine, eu sunt păstor, eu sunt cântăreț, eu sunt pocăit de multă vreme și slujesc. Sunt unii care spun, Dumnezeu m-a vindecat sau Dumnezeu a vindecat prin mine. Și câte alte lucruri. Frații mei, darurile nu țin niciodată loc de pocăință. Spune Scriptura că în ziua aceea, când nu se mai poate pocăi nimeni, care e o zi tristă, într-adevăr, vor veni niște oameni la Domnul care vor face parte din biserica din Laodicea. Adică biserica care spune, suntem buni, suntem tari oricum intrăm. Și vă spune, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi dragi în numele Tău, n-am făcut noi minuni în numele Tău și atunci vor asculta cu stupoare că tot ce au făcut nu este acceptat. Și vă spune, plecați de la mine, voi toți lucrătorii cu ei. Doamne, e adevărat că Tu privești așa, mergem, ne pocăim. Nu mai există șansa asta. Pentru că pocăința și evaluarea e acum, e aici. Când dincolo de faptul că suntem învățați cu gândirea pozitivă, când stăm în fața oglinzii și spunem, ești bun, ești bun, ești frumos, ești gozav, ești gozav, și până aproape crezi și tu, vii în biserică și spui, frate, eu mă cred bun, sunt așa de bun, și te lămuresc, frate, te coboară, te la urgență. Se ocupă de tine. E efectiv, trăiești pentru cei smeriți, nu că vrei, te obligă. Te obligă să fii smerit cu frații. Pentru că lucrurile în biserică sunt așa fel. De multe ori ne plângi, băi, dar așa are el, băi, tiținii smerit, mulțumește Domnului. Știu cum frate de la noi s-a dus la un alt păstor și spune, frate, eu nu știu au ăștia, vorbesc de mine, atâtea lucruri, eu nu știu ce au, ce vorbesc, ei. ce ar trebui să fac eu ăștia, lămurește păstorul ăsta, băi, mulțumește Domnului. Dar de ce? Încă nici nu știu tăi despre tine. Deci îi spun numai ce știu, atâta, știu puțin. Dar dacă aș ști tot, îți dai seama? Ori, frații mei, dispi toți Dar fiind între frați, în locul ăsta, Dumnezeu te ține într-un anumit loc. E adevărat că îți dă semnale că ești folosit. Dar biserica în ea însăși, prin felul ei de a se comporta, prin imaturitatea unora pe care noi o considerăm deranjantă, dar tu când ai fost copil spiritual, n-ai fost deranjant? Că pune întrebări ori unde, și oricând. Dar nu te-o dat nimeni afară te-a păstrat așa până te-ai maturizat. Și acum te deranjează altul. Nu rabdă și tu slăbiciunile copiilor. mai fac trăznei și Mai fac greșeli. Dar fiind în biserică, în locul ăsta, când te expui, te menții, frate, acolo ar trebui să îndrepți. Totdeauna când mă ridic la predică, am grijă să, mă să, văd cum arăt. Acum cu aparaturile astea trebuie să am grijă cum stă și alte. Nu depinde de mine. Te am grijă acum cum mă șterg la, 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 buză, pentru că am văzut că când dau mâna, de două ore am făcut, am atins microfonul. Și am, trebuie să am grijă și la asta, pe lângă textul biblic, pe lângă lupta spirituală care am, am altele pe acum, care se iasă bine în filmări și așa mai departe. Dar, indiferent cum ar fi, am grijă cum arăt. Dar cât e deștept de, de capacitatul, un om nu poate vedea ce are între omoplați. Așa e creat el. Nu poate vedea ce are la ceafă. Și câteodată între omoplați s-a putea un porumbel să treacă prin dreptul tău, chiar înainte de a intra în adunare, și să lese un mic semn. Bine, poți să ieși voios în adunare cu semnul ăla, pentru că tu nu-l vezi. Dar vine cineva și spune, frate, vină puțin deoparte, mergem bălpa la baie pentru că ai ceva. Nu e adevărat, domnule, eu nu văd nimic. Știți că de obicei slăbiciunile noastre noi nu le vedem? Mândria noastră nu o vedem, a altora ne enervează la culme. Dar a noastră nu o vedem. Intre plați. Încăpățânarea noastră nu vedem. Intre o Stilul nostru dur de a fi, nu-l vedem. E pentru dreptatea Evangheliei. Nu-l vedem. Vedem altora. Și vin frații și ne spun, frate, arăți bine în față. Poza de profil este grozav de bine. Dar la spate, porombei au făcut cuibar. Hai să te ajutăm. Te ajută, frații? Cu o grămadă de chestii, tocmai acolo sunt. Și când vin intri, frați, ei te ajută. Și nevastă, dacă ai nevastă, te ajută și mai mult. Te ajută cu furca ea, alea, a porumbeilor și de la o parte. Numai dacă o lăsați. Și voi nu ajutați nevasta. Și copiii din familie. Știți ce e bine să vă expuneți? Știți ce e bine? În familie te înțelegi. Măi, dacă vedeți ceva, spuneți-mi. E primul prag, al doilea cu frații. Ai discuții cu ceilalți. Se apropie cu gingășii. Noi la noi în biserică am învățat pe frați. Că de multe ori frații nu știau. Băi, am ceva să spun. Ăla fuge deja din prima, că a văzut că a pornit drujba, vin pe el. Nu, nu, stă. Dar acum, frații, vin și tu, frate, vreau să-ți povestesc ceva. Ce anume? Păi am văzut ceva, am auzit ceva, nici nu știu dacă e drept. Nici nu știu dacă e adevărat. Eu vreau să spun ce am văzut eu. Poate am văzut greșit. Dar te rog să vezi. Am văzut că în domeniul ăsta te porți cam arogant, faci lucrurile așa. Dar s a putea încă o dată să fi văzut greșit. Te rog frumos să verifici. Dacă ai nevoie de ajutor în rugăciune, te rog să-mi spui. Orice bărbat de obicei spune, am să verific, dar știi că așa e. Am să verific. Am mai trebuie vreo două săptămâni de poști de rugăciune să-mi dau seama de lucrurile pe care Piloc le-am știu că așa. Dar după două săptămâni spune, am verificat și o parte din lucrurile care le-ai spus tu sunt adevărate. O parte. Când nu poți spui 100%, că la treci proroc piloc spune o parte din lucrurile alea. Te rog frumos să mă ajuți. Și așa se leagă prietenii. Când în spatele tău ai oameni care te apără, care îți spun greșelile, care nu te lasă să cazi nici pe dreapta, nici pe stânga, îi ați frații tăi, slăvit să fie Domnul. Frații mei, cuvântul din seara aceasta a început cu următoarele cuvinte. Atunci împărăția cerului se va asemăna. Atunci nu va mai fi timp să mai cumperi. Și dacă vei cumpăra, va fi degeaba. Atunci nu va mai fi timp să spui nu sau da. Atunci nu se mai poate schimba nimic. Acum, seara asta, și dacă ne mai dă Dumnezeu ziua de mâine, putem schimba. Slăvit să fie Domnul. Acum poate fi ziua pocăinței. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.